liniștește-te, nu mai vorbi. Nu te mai agita. Nu, nu, că mi-ai salvat viața. Dar ce faceți voi aici? Ce, cuții, care e problema? Nu, păi vorbește prea tare, păi nu pot așa, mă, nene, vai, de cap, mă scoate afară. Ești afară, lasă-mă singură cu colegul meu. Cum e? E ud, așa. Lasă că-ți face bine, te răcorește. Hai, dar parcă mă strânge pe aici, ca un clește pe aici, pe la tâmplă. Ca atunci, noaptea, când citesc. Dar tu citești? Vai, citesc ca un nebun, nu-s fixat numai pe cărți de alea groase. Citesc câte una, câte două, zici că, efectiv, zici că-s nebun, ca la balamuc. Serios? Chiar nu par genul? E, păi nu par genul. Păi mă feresc de colegii noștri, că na, eu vreau așa la facultate, așa la ascuns. Serios? Ce facultate? A, păi eu vreau la medicină, așa, să fiu doctor, știi, cu dele. Pe bună? Da. Dar ce specializare vrei? Operaționist. Păi să mă bag acolo la operații, să-l fac. Păi nu, mă, nene, păi mă bagi direct acolo la operații, să-l iau pe om, să-l tai, să-l fac acolo, si drept. A, chirurg, vrei să zici. Păi și eu ce am zis? Mamă, de când am apăs o pora de pe față, așa, acum vă mai bine. E superb, frate. Pe bune zic. Dar eu nu înțeleg ce ți-a plăcut la ăla, că nici nu citea, nici nu era așa educat cum îs eu, băiat cu bun simț. Bă, deci nu înțeleg. Bă, ce noroc au unii, mă! Când o să intru la medicină, mi-aș da și viața să fiu pacientul tău până mor. Parcă voiai să fii doctor, nu pacient. Nu, l-ai tratat pe Mario. Merge? Văd că acum ești mai bine, plecăm. Nu plecăm. Te-am întrebat deja la ce facultate, Mario. Tu trebuie să zici de la facultate. Da? Da. Când o să intru la medicină, mi-aș da și viața să fiu pacientul tău până mor. Ai zis macet. Am zis macet. Am uitat. Stați puțin. Nu, că gata, am uitat.